Ne face plăcere din când în când, doamnelor și domnilor, să prezentăm în această emisiune și câte o tânără speranță care să fie... Doamna... Domnișoara! Domnișoara! Aha! Puteți să stați la coadă că e în altcineva înaintea dumneavoastră. Haideți, doamnă, că mi-am răsat rând de la 5 dimineața aici. Corina! Vin toate fetele astea și să înghesuie el în față. Lasă! Da. Ai, cel din urmă va fi și el din tâi, mă! Auzi, Corina, când ai zis de tânără speranță, cu ce viteză a sărit buzata după fotoliu? Ești tânără speranță? Doamna Maria Cârneci, n-am trecut de această fază. Eu tot tânără speranță mă simt. Așa, e minunat. Auzi, când, când o să iei cuponul de pensie, tot așa să-mi spui. Primul. Ce înseamnă să ai actor mare în platou, doamnelor și domnilor, e o încântare. Oricum... Stimată doamnă, actori nejucați. Nu cred, nu cred. Ba da, în pauza publicitară o să vă povestesc ceva. Doamna Corina Chiriac, aplauze. Deci, doream să vă prezint o tânără speranță acum. Este vorba de Loredana Streghe. Poftim, te rog, să vii lângă mine. Bine v-am găsit. Bine ai venit, scumpa mea. Vă reamintesc câteva date despre această tânără solistă. Ea reprezintă Oltenia și la numai 24 de ani este profesor de canto la Colegiul Național de Arte Dinu Lipati din București, având masteratul în educație muzicală contemporană. Wow! Nu vă spun în cadrul câtor festivaluri și concursuri din țară este laureată, pentru că asta ar lua minute bune, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că are multe premii la activ, acestea atestându-i valoarea de interpretă. În plus, cântă și la nai, instrument cu care se acompaniază de obicei la aproape toate piesele sale. Așa încât, încă o dată, bine ai venit, Loredana. Bine la v-am noi găsit, emisiune. Mă bucur că vă calc din nou pragul, n-am venit de multă vreme pe la dumneavoastră și să știți că nu ocup mult loc. Puteți să intrați lângă mine aici. Într-adevăr, nu ocup mult loc. Poți să te întreb ce greutate ai, dacă vrei să ne spui? Acum sunt un pic mai bine, am 36 de kilograme. Oh! Calitate superioară. Doamnelor și domnilor, pot să spun că sunt o cântăreață cu greutate pe lângă tine. Așa. Nu contestăm lucrul Noroc acesta. Noroc ai puține kilograme, ca altfel. Și o tăliuță de invidia. Da, ești bine altfel, da? Da, sigur. Ești ceea ce se numește în franceză un mignon. Ești minionă. Avem și în românește acest lucru. Asta mi-era asta, da. Da, foarte bine. Important e că ești talentată și drăguță. Și pe mine cum ați numit în franceză? Une jolie femme. Jolie... O femeie drăguță. Ah, cred că jolie. Jolie. Panaram. N-am auzit. Puisque Paris est une femme, je suis panaram. Știu și eu franceză, da? Je ne connais pas panorama. Me too. Ah, ok. Super. Auf Deutsch keine. Adică e în regulă. Acolo vă descurc eu. Cărămidă în angezachten, forșurubă în bormașinen. Stai că mai știu și eu. Spielhausen și Schaffhausen. Așa că... Doamnelor și domnilor, nu știu ce spune, da, ai dreptate. Această emisiune în reluare pe TVR2 la minorități. Mulțumim. Loredana, tu nu te superi că facem câte o pauză. N-am întotdeauna ocazia să glumesc cu două doamne atât de încântătoare și vă rog frumos, țineți-o așa, pentru că de obicei vin bărbații și fac glume la emisiune. Dar astăzi am două leoaice aici pe fotoliu. Păi cum credeți, cum credeți că rămâne tânără speranță dacă nu glumim? Așa este.
Am înțeles, o înfiez, da? O înfiez. Extraordinar. La suflet mi-a mers. Tinerico, tinerea, lasă că știu unde bați tu. Am punctat faptul că sunteți o tânără speranță. Bravo, Loredana, felicitări din suflet. Mulțumesc frumos. Felicitări din suflet.